Așteptarea a luat sfârșit. Casa Națională de Pensii a alocat județului Buzău biletele de tratament aferente anului 2017. Vestea bună este că pensionarii pot beneficia de ele în baza acelorași criterii ca și până acum. În linii mari ele sunt aceleași ca și anul trecut, criteriile fiind cele trei de bază. Felul pensiei de care beneficiază pensionarul, dacă a mai beneficiat în ultimii 2 ani de un bilet de tratament și valoarea drepturilor încasate. Biletele de tratament alocate Casei Județene de Pensii Buzău sunt mai puține cu 200 față de anul trecut. Vor fi distribuite în 18 serii, iar primele plecări au loc începând din data de 10 martie. Alocarea către Casa de Pensii Buzău a primelor locuri în unitățile de tratament balnear aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. Aici avem un total de 2273 de locuri alocate pentru cele 18 serii aferente anului 2017, prima serie începând cu data de 10 martie 2017. Biletele sunt destinate stațiunilor Buziaș, Covazna, Olănești, Amara, Pucioasa și Sărata Munteoru pentru toți cei care doresc să se trateze de afecțiuni cardiovasculare, digestive sau reumatismale. Am mai făcut o cerere, acum vreau să plec luna asta și de asta vreau să iau pentru martie, că în primăvară e mai greu, în mai. Unde ați ales să mergeți? La Amara. Amara am mai fost și acolo merg ca să mă simt bine cu nămolul, cu... A fost foarte bine. La stațiunea Munteoru, pentru că am probleme grave. Nu am fost niciodată, am fost așa particular. Da. Dar au mai fost persoane. La stațiunea Munteoru și cererea depusă din 5 ianuarie și de-abia acum vă dat seama. Asta e... Că a fost bugetul de vină, că a fost altcineva, nu știu, nu mă pot eu pronunța, dar asta e situația. Da. Mergeți împreună cu soția. Cu soția, da. Da. Pe această cale, Casa de Pensii recomandă solicitanților ca la alegerea perioadei pentru care optează să fie avute în vedere și perioadele de extrasezon din primăvară, toamnă și iarnă, deoarece în aceste perioade ale anului gradul de valorificare a biletelor repartizate nu atinge plafonul de 100%, aceste persoane având șanse mai mari de acordarea unui bilet de tratament în urma ierarhizării punctajelor individuale. În schimb, în perioada de sezon estival, numărul de bilete alocate în unitățile de cazare pentru respectivele nu pot acoperi numărul foarte mare al solicitanților care au optat pentru această perioadă, rezultatul fiind neaprobarea cererii, în special pentru persoanele care au dobândit un punctaj redus la cele trei criterii specifice de acordare a biletelor. De reținut faptul că la numărul de bilete actual se vor adăuga alte câteva locuri de tratament balnear după ce Casa Județeană de Pensii va finaliza licitațiile cu operatorii privați din turism.